Între timp, unii primari cer ca la centrele de vaccinare din orașele lor să fie adus doar vaccinul de la Pfizer. Asta după ce dorința de vaccinare în orașele lor a scăzut foarte mult, întrucât românii se tem de AstraZeneca. Este și cazul orașului Bistrița. În urma controverselor legate de vaccinul produs de AstraZeneca, e o realitate. Numărul de oameni care apelează la serviciile pe care noi le punem la dispoziție este unul foarte mic. În data de 12 aprilie începe apelul pentru AstraZeneca, după care, ținând cont de faptul că unitatea noastră mobilă, care folosește vaccinul produs de Pfizer, vom trece pe Pfizer și la centru de vaccinare propriu. Avem susținerea Direcției de Sănătate Publică. Trecerea de la AstraZeneca la Pfizer s-ar face la centrul de vaccinare amenajat la primărie, acolo unde în prezent se administrează serul britanic. Chiar dacă centrul are o capacitate de 60 de persoane pe zi, în ultimele zile au venit la vaccin numai 6 bistrițeni, de teama reacțiilor adverse care pot să apară după vaccinarea cu serul dezvoltat de Oxford. În prezent, situația epidemiologică pare a fi ținută sub control la Bistrița. În ultimele 24 de ore au fost identificate doar 64 de cazuri, iar rata de incidență este de 2,53 la 1000 de locuitori.